Spălătoria lui Tom. Bună, băieți, ce puneți la cale? Prindeți vitezoman, nu? Pare distractiv. Oh-oh! Atenție! Of, Doamne! Nu te îngrijora, micule meu. Spălătoria lui Tom te va curăța imediat și te vei întoarce la muncă împreună cu tatăl tău. Haide, să mergem! Uite că am ajuns! Du-te cu Tom, el te va pregăti. Deci, ce părere ai, Tom? Sunt atât de multe metode de curățare? Oh, mă întreb ce face asta. Distracție plăcută! Wow! Minunat! Ce urmează, Tom? Interesant! Ești gata pentru următorul pas, micule Matt? Ia să vedem! Acum cu siguranță ești curat! E timpul pentru limpezit și uscat? Bun! E timpul pentru marea limpezire, micule Matt? Arăți perfect! Cum te simți? Bună idee! Să mergem să-l vedem pe tatăl tău! Bună, Harvey! Ai adus un cadou? Ce drăguț din partea ta! La revedere, băieți! Ne vedem mai târziu! Să rămâi curat, micule Matt! Bună treabă astăzi! Ne vedem data viitoare, Tom! Spălătoria lui Tom. Bună, Dane! Wow! Pare atât de murdar! Tocmai ai terminat o demolare foarte complicată? Mai bine te-ai duce la spălătoria lui Tom să te cureți. Bună, Tom! Pictezi o siglă nouă pentru spălătorie? Arată minunat! Dane e puțin murdar, Tom. De fapt, e chiar foarte murdar. Cu ce începem, Tom? Un jet de apă, pentru a elimina praful de la suprafață și murdăria. Minunat!
E un început minunat. Ce urmează, Tom? Parbrizul. Bună idee. E incredibil că Dane a reușit să vadă să vină până aici. Asta este. Uite că s-a rezolvat. E timpul pentru un gel de duș puternic, Dane. Ok, e timpul să scăpăm de praf odată pentru totdeauna. Acum e momentul pentru bureți, nu-i așa, Tom? Te simți bine, nu-i așa, Dane? Ca un masaj? Haide, să limpezim toate bulele astea. E momentul să pornim uscătoarele. Asta este tot, Tom? Ai terminat să-l curăți pe Dane? Bună idee! Un pic de poliș ar prinde bine. Wow, Dane! Arăți incredibil! Stai așa, Dane. Tocmai ai trecut prin vopsea. Tom trebuie să-și aducă găleata. Uf, nu prea a avut timp să se uște. Arăți minunat, Dane. Mulțumim, Tom, pentru tot. La revedere tuturor. Ne vedem data viitoare. Spălătoria lui Tom. Ce s-a întâmplat cu tine, micuță Suzy? Participai la o competiție de făcut baloane de gumă și balonul tău s-a spart pe tine? Nu te îngrijora. Spălătoria lui Tom te va curăța imediat. Haide, vino! Urmează-l pe Tom, micuță Suzy. Te va face curată și strălucitoare din nou, imediat. De unde ar trebui să începem, Tom? E un început bun. Jetul de apă ar trebui să înmoaie puțin guma. Dar trebuie o curățare mult mai serioasă aici. Cum îți pare o baie relaxantă cu bule, micuță Suzy? Mm-hmm.
Acum să frecăm toată guma asta lipicioasă. Pasul următor, periile. Ești gata? Deja arăți mult mai bine. Acum haide să te limpezim. Ți-e frig? Nu te îngrijora. Tommy e pe cale să pornească uscătoarele. Ele te vor încălzi. Gata încălzit acum. Ce părere ai, Tom? Crezi că micuța Suzie e gata? A, bună idee! Puțin poliș și va aduce micuței Suzy strălucirea înapoi. Ești aproape gata! Gata pentru poliș? Arăți minunat! Cum te simți? Ai făcut o treabă excelentă, Tom! Oh, atenție la asta! Ah! Asta este! Excelent! La revedere, micuță Suzy! Încearcă să rămâi curată! Ne vedem data viitoare, Tom!